conducător auto în vârstă de 24 ani din Copșa Mică, județul Sibiu. A condus un autoturism marca Opel pe drumul național 14 din direcția municipiului Medeașeni spre localitatea Copșa Mică, iar la kilometru 45, pe fondul neadaptării vitezei de deplasare la condițiile de drum, carosabilul fiind alunecos, a pierdut controlul autoturismului, a derapat, a pătruns pe sensul opus de mers și s-a izbit frontal de un alt autoturism care circula regulamentar din sens opus. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a celor doi conducători auto, cât și a altor trei persoane pasagere în cele două autoturisme. Cercetările continuă de către biroul rutier Mediaș.